возможности передвигаться в обществе. Вот как жалко, аж была у вас собака, так хорошо вела, мы видели, мы не видели, почему вы меня не защитили в свое время. На дому было сейчас повторю дребат, там Федерация Руси, то есть есть рестрикция. Какая рестрикция? Препятствия. Боже упаси, а пусть попробуют. Я в кафе, когда попробовал зайти, смял, нас туда не пустили, я вызвал полицию, сказал, если вы сейчас не пустите их, мы сделаем вам протокол, будете платить 2000 евро. Они так им сказали, нас пустили, да еще и накормили за счет заведения. Ясно. Боже упаси, там такая культура. Я маям метрмис о регистраре видео, cum se deplasează cu câinele astea. Dacă am putea să vă oferim... putem să apășăm la dosar, dar la moment eu cred că nu este necesar ca să vedem acest video. Okay. Dacă doriți... dacă este necesar? Este necesar sau nu? Dacă doriți și credeți că asta e ceva, da, nicio problemă. Da, am avut, de fapt, un întrebare. Со всех стран есть репортаж, он 5 минут длится. Рассказывают о собаке поводыре и о взглядах на его, их мнение. Вас интересует? Это про случай с магазином номером один, там рассказывается. Нет, случай давайте вообще с магазином. Нам понятна ситуация. Если хотите приобщить это видео к материалам дела, то пожалуйста. Да, но на данный момент нам достаточно информации, которую мы собрали. Вот. Можете переслать нам по электронной почте или через файлообменную сеть, или передать через адвоката данный материал. Вот. Мы его скопируем, посмотрим перед тем, как выносить решение. Можно сейчас это, да? Можете сейчас это сделать. Домнер и домнер. Инко интербарь. Домнер отарь. Овец нишне интербарь, ну овец, окей. Doamna Pomedeala, dacă doriți să clarificați ceva. Nu. Atunci eu declar audierele pe dosarul... Da. Martorul. Doriți să audiați martorul? Da, конечно. Domnul Bostri. Aveți martorul. Doriți să audiați? Sigur. Ok, bine. Vă rog, invitați pe martorul. Da, Dar sunt înregistrate în YouTube, eu nu știu cum să le descarc. Sunt trimiteți link-ul și este suficient. Da, ok, link-urile sunt. Da, bună ziua. Luați loc, vă rog, și prezentați cine sunteți, deci numele dumneavoastră și în ce calitate. Înțeleg că sunteți ca martor la aceste audieri. Numele dumneavoastră. Mă numesc Alexei Vlad, sunt din satul Hărtopriu, în Cinșlea. În momentul dat lucrez în Chișinău. Asta nu este necesar. Domnul Vlad, noi dumneavoastră ați fost invitat ca martor celei situații cu domnul Vlad. Ce puteți să povestiți despre acest caz? Da, eu nu vreau să... pe momentul da. Legal eu nu vreau să vorbesc mult, pentru că chiar și când am scris acolo, era scris mult, așa e la mine, că toate detaliile. Dar vreau să spun ce e important. Eu eram prin apropiere de el, da? Am venit până la el. Și el mi-a spus că vreau să fac cumpărături în magazinul Mărmon. Și împreună ca... Da, eu m-am oferit. El cu câinele ăsta a mers împreună cu mine. Da. Am intrat în magazin și când intri deja la produse, poate, da. Mi-a întâmpinat paznicul, cu care i-a spus că câinele nu se poate. Okay. Nu se poate. Și el a spus, conform legii, el știe care e legii, acolo i-a spus că se permite cu câinele, eu înțeleg, da, el a spus că e corect, cu câinele simplu nu se poate. Dar el este un câine învățat, este un câine conducător. Și după care el a început să vorbească agresiv cu el, acel paznic, a început să vorbească agresiv cu el. Și vorbind așa cu el, el a spus că vreau, tot el a spus, să vorbesc cu administratorul. A fost chemată administrator, era o femeie blondă. A vorbit cu el și el i-a spus, ea tot i-a spus că nu se poate cu câinele. Și el i-a spus conform legii, adică ei se permite. Atunci tot
s-a ajuns la nicio înțelegere și paza tot agresivă. Dar din altă parte și de alt paznic. Și cu un maică așa albă era, cu mâine scurte. Acolo, chiar pe video care a fost pus și publicat, el se vede. Dar eu o să vă spun, nici nu se vede toată imaginea. El tot a fost foarte agresiv și câte pază cu cealaltă, deci el șa de loc, adică nu face nimic. Și a venit și l-a lovit pe dânsul. În care dânsul, de ce? De atâta că nu vrea să înțeleagă posibil, eu cred. Și s-au dat într-o parte, și a scos exonul și l-a dat acolo, erau mai mulți, la numărul 1, cum sunt personal. Și a vrut să-l bată. Dar el, înainte de a se duce încolo, el l-a lovit. Și el, dacă nu vede nimic, el a crezut că îl bate și în semn de apărare a luat cu bastonul și dădea tot. Acela s-a dus și scoate exonul de la personal și vine. Dar el când dă cu bastonul se vede și pe imagine că el se retrage tot și se apără și el, adică că e momentul acesta. Și pe video se vede camera din colț. Așa o cameră care din colț, care îl stupă pe celălalt ahranic. Să vadă cum el, ce a făcut el. Și eu am fost azi la numărul 1 și am făcut o poză. Camera unde s-a petrecut, pe mine eu nici nu mă văd în video cealaltă, cu toate că eu sunt în urma lui. Și camera unde s-a produs incidentul, este așa de camera, chiar nu s-a luat video de pe camera aceasta, dar vă spun cum s-a petrecut mai departe. El, în timp ce a fost agresat, a sunat poliția. Are telefonul care vorbește, a sunat poliția și tot nu era înțelegere acolo. Ei au chemat Bercutul. A venit Bercutul și l-au luat pe el. Cu să apară, a venit poliția și eu le-am spus tot, că nu am încredere în poliție. Și le-am spus, luați toate informații. Eu știu că să vă dă un stai anume ca să fie împotriva lui. Luați toată informația. Și am fost insistent că ei n-au putut să-l documenteze pe loc și a venit altă... Ok, noi deja trecem la partea mai contravențională. Acum eu pot să vă arăt că da, e ca... Și fizice. Eu aș vrea să vă întreb, ce s-a întâmplat cu câine în acest timp? Deci, câine s-a speriat în momentul, da? Dacă se vede și pe video, el este foarte speriat și a fugit. Adică cumva l-a afectat și câine. Cineva agresat pe câine sau câine? Asta eu nu observat pentru că eram concentrat, adică la eu și el a spus, băi, el nu vede, cum puteți voi să-l păriți? Eu în momentul acela, dacă ar fi poate și au audio, adică este și informația audio, dacă au, pot să audă tot ce am spus și el. Da. Dar ce s-a întâmplat apoi cu câine, dacă a fugit apoi? Câine a fugit afară. Apar și, nu știu, l-a găsit pe urmă. Cine? Eu nu știu cine l-a găsit. Oamenii. Eram și eu într-un șoc, așa, chiar nu m-am așteptat că să fie lovit un nevăzător. Și era clar că e nevăzător. Cineva chiar din administrație a spus că el se face, el vede. Da, el spune că vede și... Okay. Aș spune că Catilina a pregătit, el nu ceva să le spați? Eu pot să-l întreb ceva. Da, poftim. Domnul Alexeiu, dar dumneavoastră cu ceați intrat cu domnul... El a vrut să cumpere ceva produse. Care era rolul dumneavoastră în cazul ăsta? Eu l-ajutam ca să deplaseze la, depinde, la patiserie sau cum, unde el vrea să-și cumpere. Și selecteze produsul. Da, și selecteze produsul. Dar câinele nu se pricepe la asta. Păi eu nu știu ce poate câinele. Câine doar să
Eu știu că el este ca însoțitor, dar el nu poate să... Știi, că ia că el se pui plăcintă sau este șchile, știi, tot chestiile astea. Asta a fost și-a mână păcăța. Vreau să precizez că asta și-a fost un loc. Deja el avea cine să-i selecteze produsele. Ok, foarte. Ca dacă... Trebuie să mă aprob... Ce video aveți? Video am cum... Bercutul, când l-au luat pe el și afară... Da, asta deja s-a consumat. Da, da. Asta e mai relevant. Da, aici am fotografii. N-am făcut video, că... Nu zic că eu filmez la dânsi acolo. Asta, e că aici... La fotografie arată și data, și ziua, și secundele, etc. Așa. Astăzi, la numărul 1, am intrat. Da? Asta e astăzi, da? Da, ziua incidentului, dar astăzi am intrat ca să vadă că erau mai multe camere, da? Da, da. Dar ei au luat. Am înțeles ideea dumneavoastră, da, poate sunt mai multe video. Ca, uitați-vă, aici s-a trecut incidentul. Aici, aici. Și camera este aici. Vedeți? Okay. Deja avem proștere magazinului, nu e permis din cauza că să nu îi contabilizați. Faci mai dau ceva de în privință la camera, am vrut să zic. Ei au știut încă unde este căi în magazin și el din poate că și-a căzut ceva în cameră. Но, может быть, где-то со стороны он знал, где находится эта камера, и мог ударять так, с другой стороны, чтобы не было видно на камере. Eu cred că prea mult accent se pune pe camera asta decât pe însuși explicația magazinului care a spus că se restricționează accesul din cauza riscului întemeiat de a nu contamina produsele sau de a nu deteriora produsele. Deci cu agresiuni fizice poliția. Asta poliția cazul și asta e poliția trebuie să facă față acestui accident. Noi examinăm situația, pretinsă discriminarea legată cu câinele insățitor sau ghid. Ok. Dacă nu aveți altceva, alte argumente sau date, eu consider că sunt suficiente pentru Consiliul pentru a elabora un proiect de decizie. Și acum aș vrea să declar audierile pe dosarul 148/19 închise. Mulțumesc! Consiliul va delibera deja proiectul decizie într-o altă ședință închisă și părțile vor primi decizia Consiliului prin mod scris, prin poștă. Mulțumesc! O zi bună! Mulțumesc!